Astăzi, la conferința de presă, vom aborda câteva subiecte politice, atât eu cât și colegii, domnul senator Duruț, respectiv domnul secretar al Organizației Județene, domnul Chisăriță, pentru a informa cetățenii despre măsurile luate, măsuri ce se vor lua în continuare de către guvernul Ponta. În primul rând, domnul Victor Ponta și guvernul au susținut dezvoltarea satelor cărășene românești, dezvoltarea mediului rural. Și aici mă gândesc la toate proiectele de apă, de canalizare, grădinițele din mediul rural deja aprobate, trecute la finanțare în 2014, cu continuare în 2015, prin proiecte ample, proiecte care se referă la aceste utilități, mă refer la apă, la canalizare, la drumuri, și, bineînțeles, la grădinițele din mediul rural și nu numai, în special din mediul rural. O serie de noi proiecte sunt în stadiu avansat, au obținut avizele la Ministerul Dezvoltării în general și cred eu că ne vom bucura de aprobarea acestor proiecte și vor fi aduse la cunoștința dumneavoastră și a locuitorilor Caraș-Severinului în foarte scurt timp. Totodată menționez faptul că domnul președinte Victor Ponta este alături de primarii cărășeni și toți primarii din România. Atunci când s-au împărțit o serie de sume, nu s-a ținut cont de apartenența politică într-o parte sau alta și acele sume s-au împărțit și în primăvară și în toamna acestui an, după o regulă relativ simplă, după datorii, după numărul de locuitori, ne ținându-se cont, așa cum au făcut guvernele anterioare, de apartenență politică. Totodată au fost promovate în sprijinul administrațiilor locale o serie de acte normative prin care majoritatea arieratelor puteau fi compensate cu datorii la finanțele publice și este o măsură foarte, foarte bună pentru aceste administrații, lucru care n-a fost făcut de precedentele guvernări. Totodată, gradul de absorție a fondurilor europene a crescut considerabil. Am văzut și simțit lucrul acesta, chiar dacă eram spre sfârșitul, mă refer la 2013, la anul 2013, chiar 2014, sfârșitul sesiunii 2007-2013 inclusiv de finanțare. De la 7%, gradul de absorție a crescut la 40%. Rata de absorție a crescut de peste 5 ori. Și 6 programe operaționale au fost chiar puse în pericol de corupția și incompetența PDL-ului. Veștile bune din economie cred că ar trebui să ne bucure în momentul ăsta pe toți. Este o creștere economică pe care, bineînțeles, că guvernarea Ponta o direcționează spre populație, mai ales pentru persoanele cu venituri mici. Guvernul va crește atât pensiile cât și indemnizațiile persoanelor cu handicap. Știți că la nivel de administrație ne-am lovit de această mare problemă și anume finanțarea cheltuielilor pentru persoanele cu handicap, pentru persoanele care însoțesc aceste persoane și cred eu că o creștere economică permite chiar creșterea indemnizațiilor persoanelor cu handicap. Cu 2,6% a fost o creștere economică realizată pe primul semestru anului în curs față de semestrul 1-2013. Iar prognoza FMI-ului se estimează prin această prognoză o creștere de 2,2% la sfârșitul anului. În timp ce guvernul PDL, format din actualii aliați ai candidatului Iohannis, a crescut TVA-ul, a tăiat salariile, a impozitat pensiile, a dat oameni afară, noi am reușit prin politica PSD-ului să relansăm România sau să punem bazele relansării României. Câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu circa 4,9%, puterea de cumpărare a angajaților cu 4%, cifra de afaceri din comerț
din comerțul cu amănuntul a crescut de asemenea, producția industrială s-a majorat, exportul României de asemenea au cunoscut un nivel record de 4,8 miliarde de euro în luna iulie 2014, comparativ cu 2013. Vom continua să distribuim echitabil beneficiile creșterii economice și vom stimula, prin guvernarea Ponta, vom stimula economia privată și, bineînțeles, vom susține prin măsuri de creștere veniturile populației, care sperăm noi să fie în creștere. O să le rog pe domnul senator Duruț să ne spună câteva lucruri despre domeniul agricol, creșterea animalelor și așa mai departe. Nu foarte, foarte punctual. Guvernul Ponta, față de alte guverne, cred că este singurul guvern care a încercat să mărească subvenții și absorpția de fonduri pentru agricultori. M-aș referi aceea la măsura 112, la instalarea tinerilor fermieri, care de această dată merge până la 75.000 de euro. 75.000 de euro la instalarea tinerilor fermieri cu condiția, adică 50%, cu condiția de a ajunge până la 70% în condițiile în care au sub 40 de ani și sunt în zonă defavorizată. O a doua măsură extraordinar de importantă este măsura 121 și aceea sunt două componente. Componenta de modernizare a fermelor existente privind investiții în utilaje și modernizarea acestor ferme care poate să meargă până la 2 milioane de euro, rețineți, până la 2 milioane de euro, la fel 50%, cu condiția că dacă sunt sub 40 de ani și în zona defavorizată, să meargă până la 70-30%. Deci 70% este vorba de fonduri nerambursabile, iar 30% partenerul este fermierul. Referitor la subvențiile pe hectar, deja începând cu perioada 16-20 octombrie, se vor da în avans 80 de euro pe hectarul cultivat. De asemenea, o treabă foarte importantă pentru cei care doresc să facă împrumuturi la bănci, pentru fiecare bovină existentă în exploatația agricolă, se pot lua în avans până la 300 de lei, 300 de roni, deci 3 milioane, pe capul de bovină. De asemenea, pentru specia bovină, este pentru prima dată când pentru rasă pură, guvernul vine și dă bani nerambursabili, 5.000 de lei, echivalent cu 50 de milioane vechi, pentru fiecare juninică cumpărată. De asemenea, pentru berbeci din rase perfecționate, se dă o subvenție de 2.500 de lei. Ceea ce este enorm de mult, pentru că e aproape în întregime prețul de piață, e pe undeva cu 30-40% mai mult. Deci o juninică gestantă dintr-o rasă perfecționată poate să fie în jur de maximul 2.000 de euro. 1.500 până în 2.000. Poftim? Și care poate să vină în ajutorul crescătorilor și a celor care sunt interesați de a-și mări șeptelul de animale. O altă măsură care a fost luată de guvernul Ponta, referitor la crescătorii de albine, știți că acest an a fost cu precipitații foarte mari, atât la culesul din primăvară de la Salcâm, a continuat cu culesul care le efectuează albinele sau familiile de albine în pastoral la Tei. Se va da pentru aceste calamități o recompensă de 4 lei pe stup până la 75 de stupi și de 7 lei pe stup peste numărul de 75 de familii de albine. 7 lei de stup peste 75 de familii de albine. Și până la 75 de familii de albine, 4 lei pe stup. O altă problemă care vreau să vă aduc la cunoștință, poate să auziți și dumneavoastră, și mare, mă rog, se discută pe la colțuri, persoane poate care sunt autorizate sau mai puțin autorizate, referitor la boala limbii albastre, care au apărut la
la Ovine și în județul nostru. Sigur că fiind an la fel de ploios și care a creat condiții optime pentru dezvoltarea țânțarelor și a culicoizilor, care sunt principalul vector în transmiterea acestei boli, pentru că e singura cale de transmitere, nu e o boală contagioasă între animale, decât până acești culicoizi, de asemenea nu este transmisibilă la om, deci să nu agităm populația care ar fi o posibilitate de îmbolnăvire a oamenilor, doar la specia bovină, caprină și ovină. La caprine, până la această dată, avem declarate un număr de 30 de focare, 30 de gospodării. Se lucrează și sunt șanse ca animalele moarte să fie despăgubite, dar este o boală cofinanțată și din banii Uniunii Europene și aceea sigur că va fi o comisie, se vor deconta probabil la prețul de piață, ca și, dacă mai știți foarte bine, se decontau și cai cu anemie, vacii cu DBC, cu leucoză, la fel și acum va apare probabil o hotărâre de guvern, inclusiv hotărâre de guvern numărul 214, și până la această dată sunt un număr de 600 de probe. Deci, la dosarul respectiv de despăgubire, trebuie să fie neapărat probe de organe și crotalul animalului. Pentru că nu se poate... unii mai comentează, domnule, păi, dar nu se merge pe încredere. Am avut 302, m-am murit 200. Sigur că banii europeni știți cum se decontează și, indiferent ce bani trebuie să fie, sau la bază să aibă un dosar de despăgubire. Se vor da și pentru zimbri? Dacă diagnosticul a fost stabilit și la zimbri, că a fost boala limbii albastre, intră probabil la aceeași măsură de despăgubire ca și ovina. Și acolo e pericol să se îmbolnăvească toți? Cât de grav e boala asta? Deci, repet, vectorul este țânțarul sau acei culicoizi. Că e o familie de culicoizi care înțeapă animalul bolnav și alături e un animal sănătos și înțeapă pe cel sănătos. Asta e modul de transmitere a bolii. Acum, e foarte greu de spus câte animale bolnave au înțepat acest culicoiz și câte sănătoase. Care este în mediul, în habitatul respectiv, posibil să se îmbolnăvească. Aș opri dacă dumneavoastră... Vedeți? Și 600 de probe aduse la Direcția Sanitară Veterinară pentru a se stabili... Deci ovine și capline. O perioadă de timp și să particip la conferința de presă alături de colegii mei, de domnul președinte și de domnul senator. Mulțumesc. Așa cum ați observat, campania electorală, sau așa cum știm, a început de aproape o săptămână, și se vede, cred eu, o diferență între modul de comportament al Partidului Social Democrat și al candidatului nostru, al Alianței PSD-UNPR-PC, față de candidatul ACL, în modul de a purta această campanie și așa cum ați arătat și dumneavoastră în presă, vis-a-vis de comportamentul primarului de la Fârliug și așa cum a arătat presa națională, vis-a-vis de comportamentul primarului de la Arad. Noi continuăm și în special președintele PSD, domnul Victor Ponta, premierul guvernului, să se ocupe de o serie de măsuri care să ducă la îmbunătățirea calității vieții, măsuri care să asigure un trai decent, sperăm noi, pentru pensionari și pentru toate categoriile defavorizate. Și în acest sens, pensiile și alocațiile pentru copii care provin din familiile sărace vor fi majorate potrivit premierului Victor Ponta. În noul buget este prevăzut ca pensiile să fie majorate cu 5%, iar, mă rog, indexarea pensiilor cu coeficientul de inflație și de asemenea creșterea salariului mediu, astfel încât să fie peste, într-un fel, peste coeficientul legal. De asemenea, potrivit premierului Victor Ponta, alocația de hrană pentru copii din sistemul de protecție va fi dublat de la 1 decembrie, de la
1 leu la 16 lei. Unul dintre obiectivele pe care le are guvernul Ponta este acela de a ajunge ca numărul de salariați să fie mai mare, cel puțin egal sau mai mare decât numărul de pensionari. Iar potrivit Institutului Național, în acest de statistică, în acest moment, la Casa Națională de Pensii se înregistrează un număr de 5.300.000 de asigurați, iar numărul de angajați, ca număr de angajați, de salariați, 5.200.000. Iată că încet, încet reușim să ne apropiem de numărul de pensionari și poate în viitorul apropiat să-l și depășim. Mulțumesc mult! Asta PSD-ul cred eu că vă face o clarificare vis-a-vis de această campanie și relația cu dumneavoastră. Inclusiv relația contractuală, acolo unde este cald. Am fost întrebat și vă spun la toți. Eu n-am participat la nicio altă discuție decât doar că ar trebui să facem și eu mi-am exprimat punctul de vedere. Și anume, pe dumneavoastră, vedem cum putem colabora și atât. După ce ne vedem cel puțin 4 aici. Președintele și încă 2 colegi. Ce să pricep, Victor? Îi dă bani și nu taban. Ce nu te prinzi? Chiar dacă nu e la conștiința de presă. Pentru că onoare și nu mă ține cum. Deci va exista o negociere cu organizația cu mass media. Domnul Stepanescu este prim vicepreședinte la județ, Am fost interpelat de către un reprezentant al mass mediei și rolul meu este să clarificăm față de toți. Doresc să avem o relație bună cu dumneavoastră, iar în săptămâna asta o să mai facem un pas care să transpună